Este cunoscut deja faptul că orașul nostru se află printre cele mai poluate din țară, întrucât numai la nivelul județului există peste 20 de topitorii. Pirelli, TMK, Becaert, Alro sau Prismian sunt doar câteva dintre fabricile de pe platforma industrială a orașului care, prin prelucrarea unor minereuri și metale neferoase, au dus la diminuarea calității aerului în Slatina și nu numai. Admitem sau nu, acesta este principalul motiv pentru care, la începutul lunii mai acestui an, a fost semnat un proiect de lege care prevede reducerea vârstei de pensionare cu 2 ani pentru persoanele care au locuit timp de 30 de ani în Slatina, dar și pe o rază de 8 km în jurul municipiului. În expunerea de motive se menționează că locuitorii din orașul nostru, dar și cei din imediata apropiere, sunt afectați de aproape 40 de ani de poluarea cauzată de prelucrarea unor minereuri și metale neferoase de către fabricile de pe platforma industrială. În ultima perioadă însă, în municipiul nostru nu s-au înregistrat modificări ale indicatorilor de calitate a aerului. Părerile slătinenilor sunt împărțite, dacă unii consideră că aerul nu mai este așa de poluat comparativ cu câțiva ani în urmă, alții spun că nu pot să țină nici ferestrele deschise. Slatina este un oraș poluat sau nu? Este, da, într-adevăr, este un pic poluat. Este, pentru că avem uzinele și e normal să fie. Uzina de aluminiu, păi ne afectează foarte tare. Este poluat, dar nu cum era pe timpuri. Acum parcă apare mai curat cât de cât. Ce părere aveți despre calitatea aerului în Slatina? Cel puțin dimineața a trebuit să închid ferestrele. Noaptea spre miezul nopții nu deschid ferestrele. Dar cu ce putem influența noi? Ei știu mai bine ce au acolo. Dar să simte mirosul cărbunoaselor, ceva așa, ca un plastic care arde. Considerați că ne afectează sănătatea în vreun fel? Eu cred că sigur. Păi în afară de uzina asta care e la noi de aluminiu, mai e pe undeva în Europa. Și atunci, despre ce vorbim? În atmosferă, numai care au aparate din astea, ăștia poate să știe, dar noi, de afară de jos de aici, la NASA așa nu se simte nimica. Numai când se descapă scăpările de fum de la uzine sau de undeva, atunci se simte. Ne punem filtrul la nas ca să fie mai bun. Nu simt poluarea, dar din cât aud la televizor discuții cu alții, se zice că este. Credeți că ne afectează cumva poluarea? Păi dacă este poluare, ne afectează. Efectele poluării asupra sănătății pot varia de la modificări fiziologice subtile la dificultăți de respirație, tuse sau la afectarea sistemului cardiac sau respirator. Reacțiile individuale la poluanții atmosferici depind de tipul de poluant la care o persoană este expusă, de gradul de expunere, de starea de sănătate individuală și de factorii genetici. Problemele de sănătate pe care poluarea le cauzează cresc consumul de medicamente, numărul vizitelor la medic sau ale internărilor, precum și complicațiile în cazul anumitor boli. Nu se cunosc cantitățile reale de chimicale la care oamenii sunt expuși zi de zi, dar efectele poluării asupra sănătății se pot observa în ani de zile.